Ieri acolo, azi aici, salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip în forță. Exact cum am promis, în zilele ce urmează, o să venim și aici și chiar am venit, tati, nici n-am stat la discuție, un soare foarte, foarte puternic, dar a înghețat forța, adică merge blană, rău, nu se prinde deloc zăpada. Bine, a început să se prinde de fapt acum, văd că, pentru că e un soare destul de puternic, vreo 3 grade, 4 grade, cred că afară, dar eu am venit de dimineață, am făcut pârtea, o mers forță, rachetă, n-am filmat nimic momentan pentru că am zis să fac pârtii, pentru că avem mai multe trasee astăzi, avem două trambolini, un traseu, mai multe trambolini și, bineînțeles, traseul de final, drept în vale, fără nicio curbă, ca nebune. O să coborâm pe Rung, unde am fost și anul trecut, unde nu prea ne-am dat cum trebuie și anul ăsta vreau să mă dau drept în forță, dacă se poate. Și uitați-vă, nu-mi vine să cred unde am fost, tate, unde am fost. Cât am urcat eu până acolo și de acolo până sus în vârf acolo. Holy fuck! Și uitați-vă tocmai de unde am venit, din vale, am urcat dealul ăla și până sus. Plus cum am dat de 2 ore în livada aia și până la vale și am urcat. Ce mult se vede de aici. Și aici ce puțin e. Bine, e și aici, e și aici. E ca lumea. Mai avem 2 zile de schi, dragi prieteni, pentru că după aia anunță la 7 grade, deci nu o să mai fie treaba bună. V-am zis. Din ce în ce mai greu să schiem, din ce în ce mai puține zile frigoroase, să zic așa, nu mai e ger, nu mai e frig. Adică minus 15 la mine acum se simte așa cam... Parcă nu prea e ce trebuie. Când era minus 30, minus 25, așa, da, atunci îmi plăcea, tate, simțeai că e frică, simțeai că e iarnă, când pocâneau ciuboțelele în picior. Dar e ok și așa, e ok și așa, ne bucurăm câte zile avem. Și aia e. O să-mi pun camera pe cască și o să ne dăm pe partea asta. Hai să vă și arăt dacă se poate. A, da, și vreau să vă mai zic ceva. O să urmez un update frumos, bine pentru mine, un update pentru că o să mă ajute foarte mult. Mi-am luat, și nu știu de ce nu mi-am luat până acum, mi-am luat un powerbank, o baterie externă și mi-am încărcat și eu bateriile toate ca tot omul, cam un acumulator. Și numai bine, cu aceea baterie reîncărcabilă, voi putea încărca, nu știu acum, de 2 ori, ar fi super dacă aș încărca de 2 ori bateriile astea două. Vedem, nu știu, e de 30 de mii, dacă nu mă înșel, o să vă pun oricum pe ecran, că nu mai știu cum se cheamă. Să-mi scrieți în comentarii dacă e bună sau nu e bună. Și dacă merge treaba, mâine am ceva treabă, dar poi mâine, dacă e ok vremea, o să ne ducem iară sus acolo și o să mergem departe rău. Dacă merge treaba, treabă. Așa că dați un like, hai să ne punem camera pe cască și o să mă dau un pic până acolo în colț. Eu am urcat aici ca să vă arăt și viul ăsta frumos pe care l-ați mai văzut, care îl vedeți în fiecare an, adică nu mai trebuie să vă și arăt, dar vă arăt, adică nu se poate să nu vă arăt într-un an cum arată zona asta minunată, Forținus. Aici are opuza Vale de Slayer, nenorocim ca să ne dăm de sus ultima tură, în forță. Și da, o să mă duc așa până în partea aia lângă păduri și de acolo să mă dau așa aproape drept, sunt niște curbe și foarte, foarte multe trambolini. Mi-am făcut eu așa un traseu și am sărit destul de mult, o să vedeți în cele ce urmează. Și avem două trambolini la Vale care o să tragem câteva cadre probabil, mai mult ca sigur că probabil. Și aia e, hai să trecem la treabă tătuțul. Am pus camera pe cașchetă. Astăzi avem noroc că nu bate nici vântul. Ieri bătea un vânt, chiar îmi cer scuze, pentru că deja mi-a editat clipul și nimic nu se auzea. Eu vorbeam când coboram, dar ce să te auzi, tate, că era dita mai vântoasă. Astăzi o să ne auzim mai bine. Bine, că nu o să avem viteză, nu o să ne auzim nici aici. De-aia trebuie să nu mai vorbesc în timp ce mă duc. Eu totuși, uite, zăpadă s-a prins. A început să prindă schiurile. Începe să prindă zăpada. Se prind și gheață, bă, cum am lăsat aici, că am stat ceva. Mamă, vreau să vă zic că-s luarcă de ud. Da, aia e, nu-i problemă. A, da, și mi-am dat comandă și din niște ceară. Nu știu dacă o să o dau acum sau nu. Dar cred că o să o dau, trebuie un fier de călcat și dau așa să curgă ceara pe schiu și dau un rând de ceară. Cu o ruginit astea cantele un pic și nu prea îmi place. Trebuie să-i dau un pic de ceară așa ca să alunece mai bine. Că mai merge un an, doi. Bine, oricum trebuie să-mi iau niște schiuri bombardiere. Da, na. Pe viitor. Da. Să sperăm că nu se va prinde mai tare zăpada, pentru că nu
O să fie chiar bine. Dacă se prinde mai tare, o să mergem prin pădure, la vale. În pădure nu se prinde. Hai să vedem prima coborâre. Eu nu mai știu, am dat drumul la filmare, n-am dat, cred că am dat. Cred că am dat, totuși mă uit. Totuși mă uit, tate. Dar nu știu de ce am sentimentul ăla, de fiecare dată, tate. Hai, cașcheto, hai. E mai bine, nu chiar forță, dar e ok. Hai că trebuie să mergem cumva, că aici trebuie să mergem. Vreau să mă dau tot mai de sus acum. De acolo, lângă pădure. Ne dăm așa pe aceeași urmă acum. Până acolo. Să fie forța, forța. Trebuia să mai vină cineva astăzi la schi, dar s-au răzgândit oamenii. N-au mai venit nimeni. Am zis că venim și noi azi 50 de inji aici. Dar de unde, tate? Tot singur el. Tot singur el. Aici începe nebunia. Trebuie să urcăm până sus, acolo, acum. Uite acolo ce săritură am dat. Forță. Forță. Nu ca așa. Stăteam astăzi mai până spre seară, că vroiam să cobor așa mai pe seară, când îngheață un pic iară, să prindem viteza aia supremă, dar pe la 3-4 îmi vine comanda cu bateria și trebuie să mă o să o iau neapărat, pentru că cred că o să mă ajute foarte mult. Să vedem acum cum încarcă și cum merge cu GoPro-ul. Vedem dacă e bună mai întâi. Încă nu zic ce, nimic, dar dacă merge cum mă aștept, o să mă ajute foarte mult. Că mă gândeam, bă, decât să iau încă două baterii și tot să stau cu frica aia că se termină bateriile, mai bine mi-au un de ăla și le încărc de 2-3 ori sau cât merge, că e de 30.000. Pun pe aici, nu o să mai urc până acolo, n-are rost. Oricum avem câteva curbe pe acolo. Și hai să vedem, tate, prima coborâre de la sondă. Salutare, domnule soare. Hai, da. Câte sărituri frumoase acolo. Una foarte mare chiar. Era să-mi sară rubzacul din spate. Nice. Nice, nice. Nu mi-o sări nimic de rubzac. Nu mi-o sări nimic, cred că. Nu, e ok. N-avea cum să-mi sară, dar am simțit cum o pocni ceva. Nice, bun. A fost fain, ați văzut? Și acum avem două trambuline. Două trambuline. Și o să filmăm tot cu camera pe cașchetă primele două. După aia o să tragem cadre de la ce nu-mi place mie, adică să trag cadrele și să lăs camera aici, să mă opun în deal pentru câteva secunde, asta o urăsc eu. De aia să țineți-mă acolo cu un like, să-mi iau o cameră 360 ca să nu mai avem treabă să filmez din mână. Pentru că e nașpa singur. Așa, dacă era cineva, fac filma. Da, prieteni, avem aici un hop foarte mare, aș putea să zic. O singură dată m-am dat, o singură urmă și uitați-vă până unde am sărit. 6 metri cam. Cum de aici până acolo, cam 6 metri, fără urmă, fără nimica. Știu că aici săream destul de tare înainte. M-am dat și de sus. Înainte mă dea la copac, îmi vineam, băgam o săritură.
Bun, urcăm la deal și ne dăm. Filmăm în continuare. Fără edit, cum îmi place mie. M-aș mai da o tură pe acolo, știi, încerc, e fain. Și mai caut și alte hopuri. Chiar e faină. Părtea aia. Dar acum vreau să ne dăm odată, odată. Și după aia încă două cadre la una, două cadre la alta. Cam asta aș vrea să fac la trampoline. După aia, dacă mai avem baterii, o să mai căutăm un traseu pe acolo, așa frumos, pe hopuri. Și bineînțeles că ultima o să fie din vârf, drept în vale. Acum astăzi e soare, o să ține și bateria mai mult, că e mai cald. Deci era și o frigaleu, s-a închis acolo, instant. Și la vale s-a închis, când m-am uitat era închisă camera. Hai să vedem, Doamne ajută! O săritură mare o să fie aici, presimt o săritură mare, mare. Am zis și nu, pentru că da, nu mai viteza. Chiar de dimineață. Deja se simte că se prinde zăpada sub picioare. Mai degrabă acolo sărim. Sărim mai puțin decât prima săritură. N-am simțit că s-o prind zăpadă de schi. Nu mai mergea. Da soarele puternic. Domnule soare, nu te puteai ascunde un pic. Da soarele o leacă. Nu se prinde tare, dar se prinde. Unu. Eu sunt de la vreo ora 10 aici. Cam. Am vrut să vin mai dimineață, dar nu prea m-am trezit. Ce se mint. Mereu să vă lăsați pe față, spate, să nu vă sară schiura. Mie nu-mi place alea care joacă aici în față. Alea pentru începători mai. Bine, e bine pentru începători, pentru că dacă caz, poți să-ți rup piciorul dacă nu sare schiura. Mie nu-mi sare deloc, poți să cad, nu sare. Deci, schiura nu trebuie să sară dacă ești un pic experimentat. Un pic, eu nu sunt. Deci un pic, măcar că dacă te uiți la cei experimentați, mai ai multe din învățat, miticuțe. Hai să vedem! Mamă! Câta curba periculoasă, tătuță! Mă duc cu spatele acum. Uitați-vă în umbră, dacă se vede. Ui, viteză aici. Aici e viteză și cred că am dat și cea mai mare săritură. Cred că am dat și cea mai mare săritură după cum am simțit-o eu. Da, da. Nice. Acolo bătut soarele mai tare, de aia nu mai merge. Acolo merge, că e mai umbră, copaci, aia doi. Și ține un pic. Dar tot nu e viteza aia de azi dimineață încă. Am avut o săritură bună aici. Forță. Forță. Hai să opresc camera. Și să trag numai aici cadrul, că aici nu mai merge așa tare, aici nici nu știu dacă o să mai sar. Trag acolo mai bine 2-3 cadre, că e mai fain trampolina, și asta era faină. Dar asta e mai înălțime, așa mai... Poate dăm și aici o tură, vedem. Bun, prieteni, am ajuns aici la trampolină, vreau să încerc un cadru cu 1080-120 de FPS-uri. Să vedem cum se vede și cum decurge treaba. Să e destul de mult, undeva la 8 metri cam. Bine, se poate și mai mult, dar... Am făcut prea încoa. Și data trecută l-aveam acolo pe un era rupt zacul, doar că acolo a crescut un copacel. Bă, și am zis că l-a rupt asta vară și nu l-am mai rupt. N-am mai trecut pe aici. Și trebuie să fac mai în partea asta și aici e un pic mai lin, așa nu e chiar abrupt de dâmpul. Și nu prea poți să ajungi până la vale, e greu. Trebuie să te arunci foarte, foarte puternic să ai multă, multă viteză. Hai să tragem un cadru, să vedem. Dar cum arde soarele, s-a înferbântat și casca.
Am uitat o leacă de... Acolo unii zic, soarele-i gază, parcă te înfrânează. Oh, nu mai poți, sunt mort. 8 minute am filmat. 8 minute. Am mers 8 minute în deal, în vale și înapoi. Ești gata, am venit ca să na. Uite, bateria se duce tot. Ce să faci dacă n-are cine să te filmeze? Și n-ai vreo 20 de baterii? E greu, e greu de una singur. Mai ales să tragi cadre de astea, e nașpa. De asta strângem bani să ne luăm o cameră 360 și aia filmează ei un selfie stick și ai selfie invizibilos. Filmează în ce unghi vrei tu, direct cu camera ta în mână. Nu trebuie să mai pui camera aici. Sau pui o cameră aici, una acolo și altă. Cu mai multe cameri faci treaba. Nu mai trag niciun cadru aici, că nici nu mai e săriturile cum trebuie. S-ar putea să venim dimineață. Mâine am ceva treabă, n-avem dimineață, cred că și dau 2-3 turi când te-ai înghețat. Dimineața ai înghețat, merge tare, până la 11-12. Dar uite ce soare puternic, te... Îți fleoașcă, deci părul meu e ud leoarcă. Căldură mare. Când era așa mai de mult, tate? Când era? Mai de mult. Minus 15 grade era ziua. De când ați mai văzut voi acum temperaturi cu minus 15 ziua? Că ziua a fost, cred că, maxim minus 7 grade, maxim anul ăsta. Dacă a fost minus 7, nu știu dacă a fost. A fost, de fapt, atunci, două zile, că a fost minus 20 și ceva noaptea și a fost vreo minus 7, minus 8 ziua, da, au fost două zile. Atunci era, tate, din noiembrie venea zăpada și până în martie ținea, tate. Și clima s-a schimbat total, efectiv, s-a schimbat clima total. Cine știe câte iernuri o să mai avem, le numărăm pe deții, poate. Da, acum mai am 40% baterie, deci o să mai tragem niște cadre cu bateria asta și mai arunc. Mă duc la deal și mai fac o pârtie pe aici, undeva. Că văd că sunt foarte, foarte multe hopuri și vreau să mai fac o urmă în forță ca să avem pe când mai venim. Dacă nu se duce zăpada asta, o să mai venim, bineînțeles. Așa că ne auzim la deal. Bun, prieteni, mai avem 33% baterie. Mai bine e o coborere. Hai să vedem o poate fi antene. Trentanus sau nu Trentanus. Nu știu aici ce e, că nu m-am uitat. Dacă e dâmp periculos aici am belit-o. Că nu pot să-mi dau seama. Că a sări acolo un pic. Un pic mai mult. Vedem acum. Hai că... Am pornit, cred că filmare. Sper că am pornit-o. Hai să vedem tătuțul. Se prinde din ce în ce mai tare zăpadă. Deja s-a prins. Deja s-a prins, tate. Dar parcă nu mai bate chiar așa soarele puternic, dar tot. Trebuie să dea ger acum. Hai că... Hai că bine! Mamă, câtă săritura! Mamă! Holy fuck! Mamă, câtă săritura! Ce vorbești, că-o mers! O mers foarte tate acolo la un dâmp, mamă cât am sărit, frate. Chiar vreau să mă duc să văd cât am sărit acolo, tate. Holy fuck! Și n-am mai intrat cum vroiam eu, pe unde vroiam, pentru că de la săritura aia am prins super viteză. N-am mai știut pe unde să o iau. Forță! Bun, prieteni, cred că o să vină ultima coborâre. Ultima coborâre, mai avem o baterie și de mers, pentru că vreau să mă duc pe acolo, Toma, avem de mers un pic. Mergem sus și ai... Bine că am făcut urmele, când vinem data viitoare, ne mai dăm pe acolo. Cred că e mai fain, ia să-mi ziceți și voi în comentarii cum vi se pare mai fain. Cadre de pe cașchetă sau cadre de cum am făcut aia? Mi se pare că nu prea aia. Când te filmează altcineva, da, așa, când pui camera, filmează foarte puțin din... Nu vrei
Tu vrei să vadă tot, da, să vede numai o leacă. Forță! Frânăm cu trepiedul, fac o urmă până la vale ca să prindem viteză ultima toare, că na, am zis că s-o mă înmuia destul de tare, dar tot merge, tot merge, tate. Tot merge. Ah, n-am prins bine. Așa. Și acum să vedem cum ne vom da. Și trebuie să avem grijă. N-am mai luat nici mănușele ca să pot să țin trepiedul cât mai bine. N-am o spoară de aia să mi-o pun după mână cumva că îl scăp. Dar nu îl scăpăm, tate, că suntem bombardieri adevărați. Stați așa că s-a oprins o zăpadă. Hai, lei. Se prinde de schiuri. Dar bună că aveam o parafină de aia. Căi, ceară, parafină specială pentru ca să nu se prinde zăpada asta. Deja pe dealurile alea începe să se ducă zăpada, uitați-vă. De la căldura care a fost azi. A fost cald. Hai să vedem. Doamne ajută. Oh, 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 oh. Fuck, dude! Ce viteză mâncava și gura voastră! Nu mă așteptam să fie așa mare viteza. Nu, nu? L-am ținut bine trepedul, m-am gândit numai la cameră. Let's go, baby! Da, merge forță, următoarea o să fie nebunic, ne dăm drept. Am mai făcut vreo două curbine, acum drept, drept! Dunț! Ne auzim la deal, dragi prieteni, pentru ultima coborâre. Să sperăm că nu va fi ultima pe anul acesta, pentru că mai vreau să mă dau. Și mai vreau să caut o pârtie pe partea aia la alte. O să fie nebunie acolo. Deci stați pe fază că vin clipuri în forță. Hai, vă fratele. Sunt prieteni, trebuie să coborâm foarte rapid cum până acoriere. Am zis că 15 minute. Bine, o să facem probabil mai puțin, sper. Sper să facem mai puțin. Trebuie să-i dăm viteză puternică. Trebuie să-i dăm viteză puternică. La vale nu suntem deloc. Am urcat ca tancul iară. Luăm mănușoaile. Închidem fermoarele toate. Așa. Punem trepiedul în rucsac. S-o rușe mănușile, s-o rup tot. Vă sud luarcă până la cur. Bun, prieteni, mergem. N-am pierdut nimic. Telefonul este. Bun. Hai. Hai cu Doamne ajută să oprim și zapada deschide. Iar aile. Hai să-i dăm, tate. La vale. Thank you.
acum aici trebuie să mă duc un pic cu frână, că uitați-vă și voi. Sunt foarte multe crengi pe desubt. Sotea foarte mulți copaci asta vară. Mamă, na, chiar până aici n-am ajuns? Mamă, niciodată. Chiar că viteză, forță, mă, forță. Să ajung așa din prima până aici. Aici trebuie să cobor o leacă cu frânuță, că nu știu ce e aici. Hai cu frână, dacă e. Am prins, am știut că prind aici. Ai lei, bine că n-am căzut tare. Am prins-o iară, mi-a zis, e periculos în pădure, mâncava și gura voastră și n-aveam nici viteză. Aici e cel mai hâd, că treci dintr-o parte în alta. Hai că e bine, e bine, mergem mai departe. Uitați-vă și voi câte crengi, cât de desubt. Este domnul. Aici nu se dă oricine. Holy fuck. Mamă. Nebunie, tătuțul. Încă o trântă. Canul ăsta, prima. V-am zis că aici e periculos, tare în pădure. Că nu-i traseu făcut. Când dacă era traseu făcut și mă dădeam drept, nici nu aveam treabă. Nici aici nu știu ce e. Nu mă dau drept, că nu știu ce e aici. Ia uitați-vă ce fie de sub, cringe. Și acolo la vale la fel. Ai prins una de aia, te-ai dus, tătuțul. Mamă ce coborâre, mâncava și gura voastră, teroare. Acolo o săritură, ceva ne-a pocnit un chicior la deal acolo când am sarit. N-am sarit cum trebuie, ne-a pocnit un chicior. Ha, rapid. Și bine v-am găsit aici la un nou videoclip. Iată-ne că am ajuns din nou în această zonă minunată. Faza e că s-a încălzit foarte, foarte mult și se prinde zăpada destul de tare. E foarte umedă, nu știu dacă o să meargă foarte, foarte tare. Dar o să stăm până seara, târziu, ca să prindem viteză. Să prindem viteza aia supremă, că avem ce face. Ne-am luat și o baterie externă. Am scăpat de beleaua cu încărcarea. Acum avem cât 10 baterii, să sperăm, nu știu acum cât o să încarc această baterie externă. Am făcut un test acasă și mi-a luat decât 3%, deși îmi vine greu, destul de greu de crezut că mi-a luat doar 3%, dar s-ar putea să fie adevărat, adică atâta să încarce o baterie 3%, pentru că e 30.000 de amperi și mi-a luat încărcarea peste 12 ore, ținând faptul că bateria nu era la 0, era la 30% când am pus-o la încărcat. Și a durat peste 12 ore ca să ajungă la 100%, cum ar veni. Și da, foarte, foarte mult durează ca să încarce această baterie, foarte, foarte grea, undeva la jumătate de kilogram. O să vă arăt puțin mai târziu când o să ne punem bateria la încărcat, odată ce se va descărca. Momentan o să facem aici un test la trambuline, să vedem dacă se sare sau nu se sare. Nu știu dacă o să avem viteză, sincer, și din aceea că o înghețat pe urma. Trebuia să vin un pic mai dimineață. Dimineața era înghețat puternic, era ger, dar uite că acum la amiază e cald, cald, cald și m-am îmbrăcat ca ursul, deja sluiașcă. Poate găsim o pârtie pe partea cealaltă cu mai multă umbră. Prin pădure, bineînțeles că e umbră, merge forță, rupere de gâturi, nebunii. Hai să urcăm la deal și să ne dăm aici de câteva ori, să vedem dacă merge sau nu merge. Nu știu dacă o să trag cadre de pe... De fapt, că s-ar putea să trag un cadru, două. Nu prea îmi plac cadrele astea, adică de pe trepied, pentru că
se vede doar o parte, nu se vede toată săritura de sus până în jos și nu-mi place. Era bine dacă era mai cineva cu mine, dar s-ar putea să vină mâine un clip în forță, pentru că mâine e ultima zi în care mai putem filma, pentru că vine căldura, tati, se anunță 10 grade săptămâna ce vine. Și nu știu dacă o să mai avem iarnă. Adică s-ar putea să mai fie un val de ăsta așa de vreo câteva zile prin martie, că așa a fost și anul trecut, a fost câteva zile prin februarie și după aia mai în martie și aia a fost iarna. V-am zis, acum iarna e așa, împărțit în câteva zile. Dar na, profităm de aceste zile câte sunt. Nu putea să fie inaugurat azi, bă, n-ai soare de la puternic, adică de primăvară chiar. E foarte, foarte cald. Cred că e vreo 4 grade, 5 grade acum afară. Și zăpada, v-am zis, se prinde destul de tare. E umed, e așa, e frioșcaiată. Și asta nu prea e bună la schi, dar vedem. Poate e urma înghețată un pic, pare înghețată. Da, prieteni, m-am dat odată. Nu mă așteptam așa viteză. Mai tare decât ieri au mers. Mai tare decât ieri. Săritură gigantică, fără să mă arunc. Deci a fost mega viteză. M-am dat de sus, am crezut că nu merge. Uitați. Până aici, tocmai de acolo. Mega săritură, mega săritură. Deci îngheța bine încât e de sub, încă avem ca lumea. Pârtii. Bine că am făcut urmă și pe partea aia, pentru că acum vreau să mă duc pe pârtile alea două pe care mi-am dat ieri. O să meargă forță, o să meargă forță, dragi prieteni, punem camera pe cașchetă și mergem sus. Prieteni, dacă se vede pe telefon, mi-am descărcat un kilometraj de asta, am mers 2 km până acum. Deci avem deja 2 km. Cam atât e de la vale până sus, de acasă de la mine. Și am prins viteza de 48 de km, nu știu dacă se vede, pentru că bate soarele, dar am mers cu 48. De acolo, doar de acolo. Cred că de sus o să prindem lejer 60-70. Deci lejer. Acum dacă mă duc de sus și cred că așa o să fac, vreau să văd cât prind acum cât e înghețat. Deci o să dăm o tură până la vale, drept în vale, să vedem cât prindem. Stare curios, chiar stare tare curios. Mi-am descărcat unde e ăsta. Să mă dau de pe dâmp până la drept în vale, drept. Vedem viteza supremă. Faza că e înghețat un pic și fură schiura. Deci am observat acolo la vale. Acum să vedem. Să vedem și cât prindem la oră, că avem kilometrajul pornit pe telefon. Mame! Se-mi prinde oastea. Da, o să fie mega viteză. Mega, mega ultra viteză. Cred că așa o să fie, adică așa au fost acolo, să vedem dacă și pe asta. Zăpada e moale, dar urma încă înghețate. Încă nu am apucat să dezghețe. Știu ce săritură dau acolo numai. Hai să vedem. Suntem schiuri să nu sare. Bun, da, nu știu. Hai că m-am dus în partea aia la altă. Mamă, alunică bine, se rău, bă. E periculos, bă. E periculos, am pornit. Holy fuck, unde am ajuns, Toma? Aua, ce-au mărs. Și acolo la un hop, mamă, s-a blocat cumva. Am prins, știi, e nașpa rău. Cea mai periculoasă zăpadă e asta, dragi prieteni. Și vă zic și de ce. Dacă nu ții urma și ai intrat un pic în de asta,
Uite acolo mi-a oprit o leacă scheura, m-am palit la un picior. Mi s-a oprit scheura că am intrat în asta proaspătă. A intrat în asta proaspătă, se blochează scheura și aia înghețată te duci. Și fură, fură mult. Deci foarte greu ții controlul asupra la schi. Foarte urât și ies acolo niște hopuri, nu-mi plac. Sunt niște hopuri care nu te aștepți că sar, dar sarde. Foarte, foarte greu am ținut schiurile echilibrate. Hai să vedem cu cât am mers, că sare curios. Ia. A fost viteză. A fost ceva, nu cea mai mare, mai mare a fost ieri parcă, dar a fost și astăzi. Hai să vedem, hai să vedem. Deja 3 km. 60, 59 de km am mers. 60, da, am prins cred că un 70 ieri. Că am mers mai tare, am mers și din vârf, am mers un pic mai tare ieri. Deci un 70, cam așa. În partea aia la alta acolo, cred că am mers mai tare, un 75-80 cred că. Ah, na, ce m-am palit aici la încheietură, la rotule. Când am sărit, am ținut piciorul cumva forțat, moale cumva, și când am sărit, era prea moale. Da, prieteni, am început să fac pe o parte, o pârtă aici foarte periculoasă, hop după hop, până la vale, cu curbi, cu pailei, nebunie aici, deci la viteză maximă, e rupere de gât, rupere de orice se poate. Deci am făcut-o mai de la trambuline, tăi pe o parte, așa frumos, asta când îngheață, zbori. Zbor, nu te mai găsește nici marinie că strugari eu. Și așa o să fac până la deal, o să mai luăm niște hopuri de aici, ăla o să-l iau. Și să vin tocmai de acolo, așa, bam. Așa, veni și din partea asta, n-are niciun hop aici, ai decât drept și prinzi viteză și aici e nebunie, aici trebuie un picuț așa mai echilibru. Nici chiar mare că e curbă, am făcut niște hopuri fixe în curbă, să sărim așa pe parte, frumos. Și mai facem, mai găsesc eu niște trasee, fac aici tot o pârte, singur. Așa se face pârtea, tate. Asta că n-a înghețat, mâinii cred că tot aici o să venim, dragi prieteni, pentru că mâinii tot așa cald. Și până urcăm acolo, acolo nu o să meargă că acolo e mai tare soarele. Și o să venim tot aici, n-a venit mai dimineață, când e înghețat. Știi cum zburăm pe aici? Zburăm, tătuțu. Mâinii o să fie nebunie, mâinii clip în forță. Mamă. Și o să fac până la deal. Ăsta o să luăm acum. Dragi prieteni, nebunie unde vreau să mă dau acum. Ferească sunt. Aici te aruncă. E nebunie. Dacă am luat hopalăul ăsta mare. Uitați-vă și voi cât a hop aici, în față. Mamă. Bine, nu o să mai vin, cred că pe urma aia pe care am făcut-o, că aia e alta. Fac un pic așa aici, cât de cât. Și cred că până aici lejer sar, până aici. Bine, nu o să mă arunc tare, că nu știu cum e, e riscant. Dacă te dai drept de la gar, până aici, lejer, na lejer sar. Dacă ai viteză mare. Popul ăsta te poate arunca foarte mult. Înălțimii mai ales. Asta că trebuie să iau hopul și aici să fac curbă neapărat în stânga, ca să nu le iau și pe ăsta și pe ăla și pe ăla. Am trei hopuri aici, unul după altul. Aici e foarte, foarte periculos. Nu o să mă dau chiar tare. Să încercăm, să testăm, să vedem că din prima n-ai de unde să știi. Faci o aruncătură până pe hopul ăsta, ți-ai rupt gâltejul. Nebunii, tătuță. Început să bată iară vântul, destul de tare. Nu știu dacă se aude bine camera acum. Bun, prieteni, suntem la deal. O să-mi dau drumul prima dată de aici, nu suntem în vârf de tot, pentru că e hop foarte mare ăla, nu știu. Cred că o să mă arunci și de aici super, super mult. Și destul de riscant, că sunt foarte multe curbe, foarte multe hopuri și trebuie să testăm un pic așa ușor, ușor, nu din prima cu viteză, că na, e riscant, mai ales că suntem singuri. Mâine o să fie nebunie, când dacă vin și băieții, o să fie forță. Bate un vânt, și nu știu dacă o să mă aud, dar hai să vedem. Doamne ajută!
meargă bine traseul ăsta, în forță. Mamă, cred că o să fie mega săritură. Uitați și voi cât a hop. Mai am și rucsacul în spate. Mamă! Am căzut în cap. Mamă, 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 mamă. Ce săritură acolo, baliere. Am căzut la ăsta mic și n-am căzut la ăla mare, n-am sărit-o prost. Pe antene, mamă. Băi, n-a ce m-a aruncat ăsta, nu trebuia să mă arunc la ăsta, m-a venit unul după altul. Și mi s-a dus o schiură în dreapta, la săritură. Săritură laterală, periculos trebuie. Mamă, e periculos traficul ăsta, periculos. Filmează, filmează, hai să vedem până la mare. Mergem până la vale acolo, aia trebuie să oprim, facem un foc. Bă, bă, ia-te în acea saritură, am dat acolo la deal. Aici a fost hop după hop și m-am aruncat pe față, greșeala mare. O să te povestesc eu la vale. Mai avut și rucsacul ăsta, m-a lăsat pe spate cam 70 de kg în rucsac. Acolo cumva o schi. Nu știu cum, dar a fost nebunie. Hai aici un pic să oprim. Avem cremuță să facem un foc. Bun, prieteni, suntem tepertate cu zăpadă pe barbă, pe... Bă, nebunie de săritură. M-am uitat un pic pe înregistrare, bate vântul. Vorbesc un pic mai tare, că bate extrem. Primul hop a fost săritura cea mai mare, dar a fost cea mai bună, adică am știut cum se sar. Aia m-a luat pe neașteptate și greșeala mea e că în aer cumva am prins hopul cu o schiură mai pe mijloc și una nu prea am prins hopul și aia de sus a fost mai sus, nu știu cum să vă explic. Deci am sărit doar cu schiura dreaptă cumva și cu schiura stângă nu prea. Și aia s-a lăsat așa cumva în vârf și am sărit în cap. Am sărit, am făcut flicul, deci efectiv aproape am făcut flicul. Și de aia cred că și vine cumva pe spate, dar nu în cap, în cap, așa pe spate. Deci am făcut flicul, fără să vreau. Dar nu am pățit niciodată, n-am sărit niciodată așa de nasol, sincer să fiu. M-a luat pe neașteptate hopul ăla, așa, unul după altul, deși eu le-am făcut. Dar asta e, las că avem contentate, avem click, ce clickbait, e realitatea, săritură în cap. Așa pun în titlu, săritură în cap. Bine că nu m-am palit la picioare, asta m-a salvat. Un pic, la năsuc. O fost, da, gata, mi-a trecut numai. La năsuc mi-a venit ăștia, așa, bam. Noroc de cască, deci noroc de cască, tată, e bun, bă. E bine să vă luați cască, că neacă, credeți în cap cum am sărit eu. Nu vine să cred că am sărit în cap. Băi, nebunii, mi-a intrat zăpada pe aici, uitați-o unii zăpada, e înăuntru. Bun, prieteni, hai să ne punem bateria la încărcat, că cealaltă s-a descărcat. Și avem și o baterie externă pe care o supărăt chiar acum. După aia facem un foc, facem ceva de haleală, că deja am flămânzit după săritura asta, știi cum am slăbit? E nebunie. Dar e foarte periculos astăzi, pentru că e zăpadă de două feluri, e zăpadă înghețată
pe care am făcut-o eu și zapada asta moale care te oprește, te înfrânează, te... Acolo asta cred că s-a și întâmplat, au fost mai multe dezavantaje, nu pot să-mi explic, au fost totul la o fracțiune de secundă, numai m-am trezit în piște cap. Holy fuck! Dar m-am dezechilibrat total înainte, adică când am luat hopul deja m-am dezechilibrat. Pentru că e și în curbă, nu-i drept ca să te focusezi pe acel hop, da. Nebunii, lasă că-i pune mâinii pe băieți să sară pe acolo drept în cap, toți în cap. Hai! Bun, prieteni, și avem aici bateria imens. Uitați-vă câta bateria și cât de grea are și mai bine de jumătate. Dar are un kg. Deci are un kilogram. Nu știu cum se cheamă, power bank. Dar nu știu dacă scrie pe el. Dacă nu o să vă pun o imagine, e de 30.000 de amperi, uitați-vă și voi, 30.000. Deci, foarte. Dar nu scrie de la, nu mai scrie. O să vă pun eu pe ecran oricum. De cauciuc, de cameră. Nu știu dacă am și chibrit. Și nu prea multe bețe. Am 10 bețeșoare. Nu am nicio șansă. Trebuie să așteptăm să domolească vântul. Nu avem șansă să prindem asta. Și n-am nici chibrit în multe. În partea asta trebuie să mă pun. Bate vântul, bă. Fac o altă manevră. Nu știu cum. Curge asta ca naiba, e ca naiba. O leacă ce s-ar aprinde. No. Nu merge, guys. E problemă. Se stânge instant. Și n-am luat nicio brichetă la naiba. Trebuie să iau o brichetă. Bricheta mergea. Am luat și-o ca... Se stânge imediat. Nici o șansă. Mai am 3 bețe. 2, 4, 6 bețe. Hai, lei. Cum aprind o camera asta? Mă duc să fac o altă manevră. Mă ascund aici undeva. Să aprind camera asta, când așa am aprins camera asta e gata. De ce nu bate vânt așa tare? Bate și aici, ca n-aia, mai tare. Ce vorbești? N-avem nicio șansă să aprind. N-am dat o brichetă ca bou. Ca naiba. Parcă o stat acum o leacă. Hai să vedem. No. Așteptăm să se ducă. Nu vrea, bă, nu vrea, se stinge instant. Și asta ca naiba, n-a bate prea tare vântul. Bate prea tare vântul, cred că o să mâncăm gol, fără să mai... N-a
N-avem șansă, tate, n-avem șansă să aprindem focul. Șnep. Ha, nu. Încerc cu două, poate, poate. Hai că fac o altă șmecherie. Așa, și-mi fac cumva aici. Și acum. Hai, oleacă. Nu vrea, bă, până, că asta durează până ia foc. Căcat. Hai, olea, când acolo a foc, e gata. Bă, cât de aproape am fost. Dar ia foc greu căcatul ăsta de cameră. Pișam, aș vrea să iau hârtie. Hârtie o aprindeam. Mai am două bețe. Două, un băț. Poate mai îmi dau foc. Aia zic. Hai încetul, să nu se stângă camera acum, dacă a bătut un vânt, până ajung acolo. Nu, s-a stins. N-avem șansă, tate, n-avem șansă. Se stânge, bate vântul. Mai am un băț. Un singur băț. Mai încercăm o dată cu ultimul băț, dacă nu, aia nu mai face niciun foc. Îl face mâine. Bine că e pregătit aici. Bine că e pregătit aici, tătuță. Ai. Cât de aproape am fost. Ultimul băț. Dacă aveam brichet era o treabă. Hai, domnule vânt, oprește-te un pic. Bă, ce frumos era ieri și azi bate vântul. Din numai, numai. Foc, din păcate, s-a dus și clipul, că e special pentru asta am venit să fac un foc aici, să stau frumos. Ah. Ghinion maxim, și trentane, și tet. Hai de capul meu. Hai de capul, trebuia să iau niște hârtie, bă. Lasă, că mâine îl aprindem, lăsăm aici și mâine îl aprindem. Iau o brichetă la naiba. Să luăm niște cetene. Și asta, ține și că s-a prindea, că-s vers. Hai, am dat filă, frate. Așa e. Ne aflăm la Hop. Bate un vânt foarte, foarte puternic. Și asta e Hop unde am căzut noi. Uitați-vă și voi, deci de aici am sărit. Dar nu-i tocmai cea mai bună. De aici mă dezinibla pe mine. Uitați-vă și voi, aici e un pic bortă. Uitați-vă și voi aici, deodată așa în deal. Adică nu merg lini de acolo să se arunce tot. M-au aruncat numai de aici, uitați-vă și voi de unde m-au aruncat. Deci am venit, bam, și de aici m-au aruncat. M-am aruncat și prost și tare. Dacă știam că m-am aruncat atâta. Și aici am aterizat cu prima schiură. Aici mi s-a înfipt schiura. Cu vârful. Deci cu vârful. Și eu. Deci nu știu cum naiba. Deci aici sunt numai urmele de la schiură. Uitați-vă. Eu tocmai aici am căzut. Uitați-vă că se și vede. Aici am căzut tocmai. Aici am pus mânurile. Aici am pus mânurile. Uitați-vă și voi. Tocmai de la schiură. Tocmai de acolo. Aici am aterizat eu. Holy fuck, bro. Deci schiurile în vârf acolo și am făcut flicul până aici. Pe față. Deci e nebunie, tate. Da, e periculos aici, că a fost și viteză destul de mare. Mă gândesc acum, dacă veneam drept de acolo și stărea. Ce se întâmpla? Da, nu-i tocmai cel mai bun hop ăsta. Ăsta trebuie evitat. Un pic. Hai să vedem și la celelalte, că văd că și la celelalte am sărit destul de tare. Și asta că am avut hop fix acolo și imediat ăsta. Și n-am mai putut, țin echilibru.
din echilibru, că mi s-a lăsat o schiura, nu pot să-mi dau seama. Mă, nu știu cum naiba, am simțit cum îmi fuge schiura. Nu știu cum naiba, s-a lăsat schiura efectiv în jos, exact ca la serituri, cum s-a lăsat la Thomas Morgenstein. Așa mi s-a lăsat și mie schiura. N-am mai avut control asupra schiurii. Parcă mi-a păsat-o cineva. Așa s-a întâmplat. N-am mai avut parte de astfel de căzături. Și uitați-vă și voi aici ce sărituri, mâncava-și gura voastră, până aici. Una, deci da, mai de acolo. Bam, ăsta are crăț cât am sărit acolo, la ăla mare. Deci până aici e ok. Până aici e ok, ăla e mare, e prea mare focul. Pentru viteza care o aveam. Aici trebuia să pun frâne, tocmai de acolo. Să pun frâne, scobor ușor și acolo fop, așa, o săritură mică trebuie. Sau mai bine de evitat. Hai că mai ia vântul pe sus. Și vântul ăsta poate a fost problemă, că a bătut foarte puternic vântul din spate, cine știe. Dăm vina pe vânt acum. Poate și acesta, uite ce și eu ce vânt. Uite acolo. Ia pe sus. Deci vânt mai puternic decât în partea aia, când am fost pe sus, mai tare astăzi. Piscul, tate. Urmărim traseul în continuare, dragi prieteni. Dar luăm ăsta. Bum. 100 de metri. Și aici am sărit. Bine, nu, chiar mult, am sărit până aici. E pe fost. Holy shit, mai ne dăm de vreo două ori să mă duc să fac treburile la animale, că e singura clasă astăzi și nu are cine să facă. Ori. Și cam aia e. Eu nu știu cum să mă dau. Aș mai dau pe o dată pe aici, dar e riscant. Foarte riscant, e prea abruptă. Ia, e și abrupt, uitați-vă și voi ce abrupt aici. 60 de km pe oră aproape, 40 am prins aici, 40 și... Și săritură, aici au. Lasă-te mai aici, că stare curios. Asta da, asta dacă ai viteza care aveam aici deja. Până aici zbor, lejer până aici. Credeți-mă că zbor până aici. Se văd că eu nu știu. Aici sunt multe urme. Uite că se vede. Până aici am sărit. Aici. Asta e urma aia prima care am făcut-o eu așa. Adică, tocmai de acolo. Sărit ceva și aici. Da, asta măcar urci ușor, urci lin. Asta m-a aruncat frumos. Mare și asta, uitați-vă și voi ce tâmpiu. Ia uitați-vă, prieteni, încă e 97%. Încă e 97%, deci asta ține tătuțuna, că nu încărci la greu. Dacă încărca și rapid, așa bam, 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 bine, nu încărcă nici greu, adică o oră și un pic, o oră jumate cam să o facă 100%. Ce se poate vântul iar foarte, foarte puternic. Nebunie tătuțul. Yeah.
Bun, prieteni, am ajuns acasă, edităm aici clipul. Din păcate, s-a terminat bateria instantă la 42%. Nu pot să-mi dau seama din ce cauză. Cred că trebuie să o încărci 100% ca să ține bateria de GoPro. Că am mai pățit o chestie asta și în trecut. Adică dacă nu o încărci la maxim, pur și simplu, mai ales că bătea și vântul și era un frig acolo, probabil și de asta s-a terminat instant. Am ratat cea mai bună coborâre, vă zic, a fost pe 5, mega ultra viteză, n-am avut niciodată așa viteză, deci când am intrat pe urmă, glonț, am prins 75 de km pe oră, deci incredibil, viteză supremă, din păcate mor de ciudă că nu s-a înregistrat. Trebuie să fac o altă chestie, pentru că am decât două baterii, mai trebuie două baterii, dar nu mai găsesc originale, din păcate, nu mai găsesc... Baterie originală de la GoPro Hero 8, că e destul de veche camera deja. Așa că o să iau eu din altă două baterii asemănătoare. Nu o să țin la fel de mult, dar o să mă ajut oricum. Pentru că altfel e cam jale. Dar o să fac o altă șmecherie mâine, dacă mergem, să vedem că nu știu. Momentan e super obosit, vedem dacă mă simt bine mâine. Am mers 3 zile consecutiv la ski. O să... înregistrez 50% din baterie, după aia o pun la încărcat și o iau pe cealaltă și fac 50-50, 50-50, ca să încarce mai repede, pentru că durează destul de mult, adică o oră jumate cam să încarce o baterie și vă dați seama că na, trebuia să mai stau încă o oră și ceva acolo sus pe ăla și înghețam de frig. Dar în niciun fel, sper că v-a plăcut oricum, eu zic că și cât de cât ok clipul. Am avut și un trentan puternic, adică ăla a făcut tot clipul, zic eu. Trentanul ăla măreț puternic și ne auzim data viitoare cu noi clipuri în forță. Dați acolo un like, noi edităm aici clipul, mă uitam acum la ceva, că cred că am greșit, a? Nu, e bine. E bine, stătuțul, vă pupă fratele și ne auzim data viitoare. Pa, pa!